Lucrătorii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi se aflau într-o misiune de patrulare de rutină când au observat câțiva tineri care discutau un contradictoriu. Pentru a aplana un eventual conflict, jandarmii au legitimat cele 5 persoane, constatând totodată un comportament suspect al acestora. La percheziția corporală asupra unuia dintre tineri au găsit o cantitate de substanță bănuită a fi stupefiant. De asemenea, în urma percheziționării unui autoturism, au găsit alte cantități de substanțe, dar și bunuri specifice traficului și consumului de droguri. În data de 1 august 2022, un echipaj de jandarmi în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău, în timp ce efectua misiunea de patrulare pe raza municipiului Buzău, a observat 5 persoane care se manifestau gălăgios, una dintre acestea având un comportament deviant, posibil în stare de ebrietate. Jandarmii au procedat la interceptarea și legitimarea persoanelor, iar în urma controlului corporal preventiv și controlul autovehiculului, au depistat substanțe susceptibile de a fi interzise la deținere, posibil droguri de mare risc. De asemenea, au fost depistate și alte bunuri care comportă suspiciunea rezonabilă că au fost utilizate în activități de trafic și consum de droguri. Substanțele și bunurile găsite de patrula de jandarmi au fost predate Serviciului pentru Combaterea Crimei Organizate. Au fost întocmite actele de depistare, iar împreună cu substanțele și bunurile confiscate au fost predate Serviciului pentru Combaterea Crimei Organizate Buzău pentru continuarea cercetărilor în cauză. Săptămâna trecută, mai multe pachete și recipiente care conțineau substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv au fost capturate de polițiștii buzoieni într-un club din Nehoiu.